Primarul Ion Lungu a declarat în cadrul conferinței de presă de astăzi că la licitația pentru serviciul de transport și distribuție a energiei termice s-a prezentat doar Termica SA. În acest caz, procedura va fi reluată deoarece este nevoie de trei ofertanți. Dacă nici la a doua strigare nu se va arăta nicio firmă interesată, municipalitatea poate încredința serviciul direct uneia dintre firmele care a participat la cele două sesiuni de licitație. Sigur că cea mai importantă și așteptată problema săptămânii este cea legată de licitația pentru serviciul transport distribuție la termoficare. Faza cea mai importantă, zic eu, că s-a consumat astăzi până la ora 9, deci în conformitate cu legea 51 pe 2006, republicată în 2013, pentru serviciile comunitare de utilități publice, este procedură specială. Trebuie să depuse trei oferte care să fie eligibile. În măsura în care nu sunt trei oferte, sau chiar dacă sunt trei oferte și nu sunt eligibile, se anulează procedura, da? Asta va constata comisia de licitație. Deci, până la ora de referință 9, s-a depus o singură ofertă de către SECE Termica ESA Suceava. Este clar că va trebui să reluăm, legea spune în termen de maxim 60 de zile, sper ca comisia să grăbească, să ne grăbim maxim de 30 de zile, deci maxim 60 de zile, deci în termen de 30 de zile să reluăm din nou procedura. Și a doua procedură, la fel trebuie să fie îndeplinite condițiile, trei ofertanți să aibă trei oferte eligibile, iar ultima procedură, în conformitate cu legea de care v-am pomenit, în măsura în care nu se adjudică nici la prima licitație, nici la a doua licitație, se poate face negociere directă, dar numai cu un ofertant care a depus oferte la prima sau la a doua procedură de selecție. Lungu este convins că în această vară vom avea o firmă care se va ocupa de serviciu de transport și distribuție.